da. Bun, primul meci o să mă aveți pe mine solo comentator. Avem meciul între Rami Samjakezi și Ramizoru contra Waxwork. PVT. Să văd lumea pe stream. Bun, meciul a început. În colțul de jos, protosul nostru Ramizor, the crazy Stormcaster, și în colțul de sus, tânărul și noul inițiat, cred că cel mai proaspăt inițiat în ale StarCraft-ului, Waxwork. Foarte mult potențial. Putem spune despre un TVT. TVP. Poate lua pe foarte multe întorsuri. Depinde de modul în care se scautează, de informația care și-o ia fiecare și modul în care decide să răspundă. Bine, asta știu că e un exemplu foarte general. Dar ce vreau să spun este că un răspuns la bio din partea teranului ar fi pentru Protoss un... nu aer, ci un sol puternic de arconi, colos în late game. Inițial o să vrei zelot, stalker, sentry, ca să poți să lupți cu armata aia de bio. Dar dacă teranul decide să facă mech, ceea ce nu este o opțiune de obicei dorită sau folosită de către Waxwork, de aia o zic ultima, aceasta ar fi aer foarte puternic, void ray-urile fiind foarte eficiente potriva unităților armored. Bun. Situația inițială, scouting, un pic de harass, la droniță, cum ne place la toți. S-a oprit. Gate Cyber. Orbital Command pentru economia teranului sfântă. Și pentru scouting, dar nu prea s-a mai folosit. Protossul, teranul răspunde cu Factory. Protossul și a doua bază. Moment important, de ce? Pentru că teranul a optat pentru bază un pic mai târzie. N-a optat deloc pentru ea, așteaptă bănuții. Trebuie să-l dezvăț probele nemuncite. Gata, are bănuții, ar trebui să pună baza, pus. Bravo, așa cum l-am învățat, bravo, bravo. Bun, răspuns Starport, Stargate, deci opus ceea ce v-am spus, eu v-am zis din perspectiva teranului. Acum din perspectiva Protossului avem Stargate. Răspunsul ar fi să facă, bun, facem tecla, puteți să facă un ciclon din el ca să poată să tragă în Void Ray, ce urmează să atunci sau Disruptor, foarte bune efectoare. Dar oricum a greșit, pentru că nu și-a pus și el un Marian acolo, bun, să-l ai de casă, să tragă ceva, cine știe ce se întâmplă. Să apere casa, cum să... Nu suntem pe Belligrand, să avem cățelul care ne apără, aici trebuie să ne apărăm noi, nici. Rapă blocată de... în a doua, de... Din câte știu, în ZV, în PVT, nu prea se optează la wall-ul ăsta, se contrazer, să nu-ți intre cățelul și... Dar... fiindcă având unități range, el poate să-ți tragă departare în clătiri. Tank-uri, bam, 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 aia se... Waxwork scoutează. Între timp, Oracle-ul este pus, e trimis să facă... Waxwork stă ca un Sting Duck, un Marian, produce doi Liberator. Baraca cu reactor. Între timp, Oracle-ul a ajuns la țintă și începe și nu-și face treaba. Una, două, trei...
Miul egal cu 3, zicem 9, 8, 9, 10. A fost 11. Cam echivalent de 10 drone, cu oră, cu miul cu tot. Eroină. Oh, 9 kg. 9 cu 3. Și am mâncat traiu și am făcut mălaiu. Avem aceeași răspuns din partea teranului, oarecum la fel de stinky. Doar că voi drepturile nu prea liberei dări. No, să fac treabă ușoară. Avem Twilight și Forge din partea Protossului, s-a apucat de upgrade-uri, cred că e așa, treia, bun, cu armată de sol, începe armată de sol, a început fain, așa, dar un mic harass cu aer, pe care a urmat o armată de sol. Stocării pot să facă treabă ușoară din Liberatorii Luteranului. Dar, ia să vedem, Liberatorul se duce pe poziție. Curând o să atace, avem un SCV aici, stranded. Ia să vedem, punem pe killerit. Una, două, trei, patru, cinci, șase, și-a fugit. Bun, și scăpat! A și scăpat eroic! Super Liberator-ul! Fost pe poziție, eu de exemplu aș fi fost greedy și aș mai fi cipit o dronă, dar aș fi pierdut Liberator-ul. Un tank, proiectie. Axat pe economie, dar nu prea. Nu înțeleg unde sunt banii lui Waxwork. O să-mi gaz. Factory-ul la intrare. Energia o păstrează sigur pentru posibil Dark Templar. Știu că e frică. Două baze, trei. Un charge de zeloți. Charge este aproape gata. Unul atac și un charge și armură. Chiar puternici. Și e gata. Zeloții sunt pe poziție. Au luat charge-ul, s-au pus pe atac. Dar zidul interventabil al lui Waxwork. Bam bam. Bam bam. Liberator pe poziție. Dar pe poziția bună. Tankurile mor de la zelot. Liberator se pune pe împușcat. Azi că baricada a fost spartă și niște zeloți trimiși. Văd că fac treabă foarte ușoară din Waxwork, care nu are unități. Ce constatase? A omis producția de... Am revenit. Bine, te-am găsit. Avem un push iminent în baza adversarului. Atacul puternic, 1300 la 1500 de minerale până acum, dar... Lipsa de producție a... Economie n-a produs. Am prins în tranziție. Sunt în tranziție? Cam da. Tranziție de aer pe mech. A avut două tankuri în Liberator, dar zeloții... M-a spargat. Timing attack foarte bun din partea lui Ramizor. Când două upgrade-uri plus charge s-au făcut. Și văd că optează pentru imminent Zealot Assault, pentru că este ieftin și eficient. De timp Disruptor stă la pândă să vină să muște din drone. De ce n-a ridicat? Doilea Liberator nu e pus pe același punct. Tancul săracul.
încearcă să apere ultima șansă a teranului. Și să am terminat meciul. Am venit... Stratereștri. Lupta foarte vertiginoasă. Rami... am înțeles. Deci Rami a zis că ok, termină meciul doar de văzut. Da. Vede în camera boxul. E cam mai statică decât a mea. Bun, avem GG. 10 minute. Da, pe ceas. Începutul cum a fost? Un Oracle contra un Liberator. Ok. Iar le dau o hartă mare ca să le iau mult până la... A? Bun. Match-i... Curt și concis, foarte violent și pus pe treabă. Ambi jucătorii au prins în tranziție, a fost prins în tranziție, Waxwork. Nu știu dacă ai vizionat, Rami m-a bătut pe mine. Nu am văzut. Da, Rami m-a bătut 2-0. Rami e foarte puternic. Da. Rami Zoro e terminatorul. Anul trecut l-am bătut, dar anul ăsta... Și Teodorix la fel a progresat și el m-a înfrânt pe mine în meciul anterior. Da, Bubula! Da, Bubulan! Știu dacă a avut Bulan cât a luat decizia bună. Da, și bă, m-am pierdut, nu aveam larg, vreau să fac, am de uite câți bani am, hai să fac soldați, pula coaie, n-au. Bulan, pe numai, n-am mai dat injecturi, cred că puteam să am injecturi. Vezi ce, aia te rupe la zero, frate, că ai dat un rând de injecturi, sănătate. În stânga l-avem pe Waxwork și în dreapta pe Ramizor. Pilonul pus la naturală și supply și baracă pus pe rampa. Deschidere standard, să vedem dacă optează la o strategie mai nebună, aș vrea să văd ceva mai săltăresc din partea lui Waxwork. Ceva care să... O baracă, el a învățat să facă proxy, să facă proxy. Dar vrea să joace un joc serios, ca un bărbat serios. Proxy. Da. Așa departe, nu o să ți-l scauteze, stai tu liniște. Dar uite că se trimit, uite că e băiat deștept. Se duce la scout, se duce la scout. Se duce la scout? Pe acolo? Da, și-a luat prea multe proxy-uri ca să... S-a călit, cum s-ar spune. A pus, da, da, da. Ah, și avem o bază de la Rami acolo. L-a văzut! Extraordinar, vă zic sincer, eu nu m-aș fi gândit să mă duc niciodată acolo să mă uit. Se pare că l-a văzut foarte bine din partea lui. Ce play, ce play extraordinar! Baza între timp este goală. Cum mai ca pe soldăței, bagă soldăței la maxim. Maxim săracu n-are, că face și el ala o bază. Termină reactorul. E direct Maria în push și în față. Fă un NGB, te rog eu frumos, fă sturete. Am între timp. Ea și a treia, ea naturală de fapt. Acolo, pe col, spui niște turete, știu o treabă. Se duce și atacă la a doua. Da, da, du-te și atacă la a doua. Fii rău, fii rău, așa. Doi marieni. Da, da, da. Ce, n-are Warpgate încă research-ul de Warpgate făcut. N-are, dă stocul, e gata. Până vine stalkerul. Mai hai, vin cu doi marieni. A, atacă baza în extremis. Ah. Clar. Bine, pus poate folosi Ridicol, are energie de Ridicol. Așa! Așa, 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 așa. N-avem Ridicol.
Ok. Capilonul foarte deștept. Ce facem? Avem situația în care eram ei două baze de început? Da, vă că o dă o... Între timp ar fi util să nu uite să-și pună la naturală baza command center-ul din baza. Și-a pus-o. Hai, a interceptat proba. A pus-o și a scos baterie și workgate. A, aia o să o mute, da. Asta e, pe grijă să nu-l intercepteze nimeni, a lăsat un Marian acolo de 6. Suntem ce vizionare. Base is under attack. Tot produce din ea, dar dronele supraviețuiesc, de ce e eficient? 33 la 23. Dar că nu-și mute, nu mai produce drone și nu mai... De aici nu mai produce drone, nu produc doar armat. Void ray-uri, da. Am mutat-o, minutul 4. Am mutat. Da, dar record, Rami, foarte ciudat. Nu, no, și-a băgat picioarele. Ei, okay, n-a folosit nici cronul. S-a folosit energie, da, aia trebuie. Bun, avantaj, waxwork. Are turete. Pare încântat așa în voce. Da, sunt încântat pentru că eu știu de potențialul lui și se pierde pe niște cizuri în care nu a avut experiență. Dar văd că acest turneu, cum discutam și mai devreme cu Quarsar, i-a cam pus pe toți în gardă. Toți și-au step up their game, cum s-ar spune. Bun, avem o baracă la 4-a sau a 5-a, poate avea boxuri. Rami se duce pe voice. Paraca e de 6. Marienii sunt încă acolo. Îi ține grupați. Oh, așa are un viking. Fine, fine cu vikingul. Fine cu vikingul. Și da. Fă Marian. Waxwork, n-ai bănuți, fă drănuțe, așa. Așa. Și tu, vă că te-ai răzgândit, nu mai vrei să faci drănuțe Protoss. Ți-ai a treia. La mine poate faci un challenge. Flip beacon-ul pregătit. Upgrade la... Miulurile vin, dar vreau să văd, așa, uite, Marianii se fac. Marianii se fac, vikingii se fac. Da, și o să avem voice împotriva Marieni. E perfect, Deranu are super mult avantaj din lui de vedere. Dar n-are, o face steam-ul este un sfert pe țeavă. Bucur asta, are scutul încă, 45 viață pentru acești Mariani. A folosit și energia în sfârșit. Dar folosește energia bine, trebuie portul și a treia. La income sunt acum la fel. La unități avem... No, 51 de drone la 34, da. Da, Mule echilibrează și... Compensează Mama Ship din partea Protoss. Ok, avem Mama Ship. Ar fi frumos să vedem un Mama Ship recall în baza... lui Waxwork. Waxwork care a uitat de 3 SCV-uri în baza principală după ce au terminat de construit supply depot și au intrat în grevă. Probabil militează pentru salariile SCV-urilor. Da, este o grevă japoneză pentru că unul din SCV-uri are un patch de minerale în mâini. Da, uite, are 3 SCV-uri care stau degeaba acolo lângă case. Trebuie să-și dea pe butonul de idle workers. Eu dau control click pe ăla și trimit undeva pe toți la muncă să muncească. 21 la 16, supra-saturată baza a doua. Ascultă stream-ul că a percutat instant sfatul tău. Trișează oare? Nu știu ce să zic. Da, nu știu ce să zici.
Hai, mută-le și pe alea măcar, să știi, mătrea, fă-și tu ce trebuie, mută dracu' din alea 21-16 pe puterea 3-a. Mută din, de la naturală, ai foarte multe, ai 5 în plus pe care trebuie să le distribui la mută-le de acolo și... faci bine, fă Marian, fă Marian, fă Steam, ai Steam, de fapt e bine, așa, fă-mi un NGBay și upgrade-uri, ți-ai pus foarte bine acolo, bagă și Widowmine-ul alea în pământ undeva, ia-ți a treia, du-te, du-te în față, ia avamposturi, progresează. Să ne reîntoarcem la comentator. Rami, ar fi frumos să vedem, să vedem un fleet beacon care folosește recall-ul. Nu, cred că asta vrea să facă, dar el acum se extinde liniștit. E în avantaj față de teran pe a patra bază, în timp ce țeanul nu stă în două. E frică să iasă, e frică, se simte frică pe el. Frică și uită să-și satureze și prima bază, unde are doar 6 CV-uri, nu știu de ce. Da, n-aia are 6 și în a doua are 21. El practic e pe minus față, total, față și de câte economii ar putea avea. Sol, eficiența contează. Măcar le are. Hai că ai început să ne împartă. Baza 3 e pe go. 1600 de minerale cheltuite, 900 gaz. Hai de capul meu. Hai de capul meu, câți bani flotează, ramizorul și el, dar măcar are 140 supply, nu 100. Poate salvează pentru... Viking la scout, a văzut baza 3-a. Salvează pentru jocurile următoare minerale, ambi jucători. Da, da, da. Apropiu banchiar. Ok, planetarica a treia. Și în momentul de față avem 13 voice și un mama ship. 15 voice și un mama ship. Marine Medivac ar putea zbata ușor dacă să le fac upgrade-uri, că altfel mor ca muștele. Da, și să nu meargă Medivac în fața marinului. Da. Viking, Medivac Viking, Marine, oh. Liberatorii ar mai ajuta. Da, au splash liberatorii, nu? Oh, a avut Widowmine drop, nici nu l-am observat. Mama, Widowmine drop, cred că a bubuit ceva. E frică acum să-și miște. Sunt 6 probe pierdute, 7 probe pierdute. Fine, Widowmine drop. Și uite, mai face un drop aici. A, crezut că e... Nu știu ce face aici. Dă-te dincolo, sar gardul. Nu-i pune acolo, că nu-i nimica. Pune-i la loc. Păi și cutul, așa. Și mama și... Mai produ acasă soldați, mai produ acasă soldați. Vă... Oh, oh. Produ și formă atacă. Produ și atacă. Că așa poți să-i lași pe ăștia să moară. Așa, așa, așa. Acum, luptă, luptă. Nu, nu, să-ți moară, nu. Oh, oh, oh. Oh, oh. E ok, avem Viking-ul pus pe deck. Da, e, e bine. Eu voi nici face flotări. Eu murit în navă, aul. Ce mă doare sufletul. Mă doare sufletul. Bun, e bine oricum. Știm ce avem probleme, pot. Tot îi plac BC-urile, să dea pe BC-uri. Care bani, o gârlă, fă dracu, facă BC-urile. Da, da, să meargă pe BC-uri, văzând de toate voi. Tor, BC-uri, dacă tot nu mai face tankuri. Dă-le-mi pula aia de tankuri, că are mai nave și face. În cazul ăsta. Nu, Thor, tată, Marian și Thor și Ciclon de aia. Sunt 21 de, sunt 21 de voice, n-are ce să facă cu BC-uri în meciul ăsta. Da, are prea multe voice. Nu facă BC-uri, facă Marian. Rami continuă să ia baze. Da, serie, wow, de baze. Voidurile stau șefe. Ce upgrade-uri stau să mă uit? 1, 2 atac, flux veins. A, pur aer era mi, pur, pur aer. Păi na. Da, mama și pude, pregătește recall-ul, pregătește recall-ul, uite-l cum vine, uite-l cum vine. Păi, și-a redus din viteză și joacă la aceeași... Oh, opa, opa, se dă recall-ul, tankurile luptă împotriva void ray-urilor, vertiginos. Marianii sunt out of position, Voidrayul pleznește, poca, 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 Marianii luptă, luptă, dar sunt așa înghesuiți, oh, propriilor bază, nu pot să facă arcul.
pac, pac, pac. Ah, complet. Base, și 13 minute. Oare Rami a jucat doar din mouse? Nu mă cred. Un pic de acolo. Bun, 2-0 Rami. Dominare economică. A fost cultural victory. Da. Laser, frate. Ok. Vrei să joci tu cu Sergio acum? Da, aș vrea să joc cu Sergio. Bă. Da. Ce a făcut ăștia atâtea voiduri? Da, nu te lua baze, să știi, trebuie, dacă ai stat așa cu minte. Puteți CV-uri multe. Ai jucat foarte bine, ți-ai luat urete, ți-ai făcut drog.